Continuăm cu alcătuirea internă. Am încercat să facem o disecție pentru a observa mușchii. Sigur ați văzut mușchii. Da? Imediat sub piele. S-au detașat niște solzi. Da? Solzii. Coloana vertebrală aici. Nu se observă foarte, foarte bine că are mușchi bine prinși, dar se aude. Ia, ascultați. Da? Este os. Coloana vertebrală de la despre cap până la coadă. De coloana vertebrală se prind coaste. Aici se văd. Sau spinii, cum spunem noi. Unul, de exemplu, da? Bun. Ce mai observăm? Aici, în această zonă a capului, aproape de cap, găsim inima. Această structură albă mare este organul de înmulțire. Aici avem un mascul. Organul de înmulțire, în cazul acesta, așa numiți lapți, cum știm noi din popor, lapți. Da? Și dedesubt aici organele digestive, ficat, intestine, da? Care se continuă aici, cu anusul, pe unde se elimină substanțele excretoare. Și un alt organ specific peștilor, este vezica înotătoare. Sper că se vede, da? Cu două compartimente, 1, 2. Această vezică înotătoare are legătură cu faringile, cu gâtul, pe unde intră mâncarea la pește. Și este, vedeți că este umflată, sigur v-ați jucat cu ea și să o spargeți. Este plină cu un gaz, cu azot, care face peștele să devină mai ușor. Atunci când el vrea să urce mai spre suprafață, își umple vezica înotătoare cu acest gaz devenind mai ușor și urcă la suprafață. Dacă vrea să coboare de la suprafață spre adâncime, se golește, devine mai greu și se afundă, se duce la fund. Bun. Acum să vedem la branhii, am spus, să observăm mai bine, înainte de a le detașa, cum se face respirația la pești, inspirația și expirația. La noi știm că se face prin plămâni, folosim oxigenul atmosferic. La animalele, multe animale din apă, cele mai multe, se ia oxigenul din apă. Se deschide gura, când deschide gura și intră apa. Apa cu oxigen, operculele stau închise. Apa cu oxigen pătrunde pe aici, ajunge la branhii, scaldă branhiile, adică lasă oxigenul, se încarcă cu dioxid de carbon, apoi gura se închide și operculele se ridică. Și apa cu dioxid de carbon este eliminată la exterior. Da? Inspirăm. Expirăm. Inspiră, expiră. Inspiră, expiră. Haideți să observăm branhiile. De ce credeți că sunt așa de roșii? Cred că v-am mai spus și în alte lecții. Sunt foarte bogate în vase de sânge. Au foarte multe vase de sânge. Ele sunt ca niște lamele foarte, foarte, foarte fine. Foarte fine. Se poate observa? Foarte finuțe, pentru capabile să capteze oxigenul din apă și sunt fixate pe niște arcuri osoase. Camera aceasta unde sunt protejate se numesc camere branhiale, camera branhială și arcuri branhiale. Haideți să detașăm una să vedem. Da? Este prinsă pe un arc osos. Acesta. O branhie. Două. Trei. Și a patra. Care mi-e alunică și parcă nu vrea să iasă. Patru. Deci la pești osoși avem patru perechi, patru pe parte și patru pe parte.
la rechini o să avem 5 sau 7 perechi, nu sunt protejate de opercule, ci sunt doar prin, comunică cu apa prin niște crăpături, care se numesc fante branhiale. Da? Uitați cât de finuțe sunt. Și bogat vascularizate. Organele respiratorii la pești. Cam atât.